Toată lumea acum face pe TikTok reclamă la păcănele. E bine, am ceva de zis. Eu am fost prima. Ta-ta-da! Și fără să fiu sponsorizată. Am venit la mall ca să dau la păcănele, dar am pierdut tot banii de la ele. Astăzi să reacționăm la cearta dintre Fire Silviu, Dorian Popa și tipa aceea. Bine, hai să dăm drumul aici la reacție. Voi puteți să apăsați pe like și activați clopoțelul ăla, vă rog eu frumos. O să mai fac aici reacții, să râdem împreună. Ia să vedem aici ce zice domnul Fire. Domnul Fire. Așa. Te simți norocos? Pariază pe reclamă jocuri de noroc. Norocul e în mâna ta, Winbet. Interziceți reclamele la jocuri de noroc și pariuri sportive. Semnați petiția pentru a interzice reclamele la jocuri de noroc. Măi, sincer, eu n-am nicio treabă, adică fiecare poate să facă ce. Eu nu țin cu nimeni, v-am zis, eu nu țin cu nimeni, doar îmi zic propria mea părere. Eu niciodată n-am dat la păcănele, pentru că știu că acolo pierzi. Singurul loc în care am dat a fost la sala aia de jocuri de la Liberty, dacă mai știți. Băgam bănuși și dădeam acolo, ia stați că vă mai arăt acum un clip vechi. Împotra liniele, doar două cadele. De la păcănele, doar două cadele. Mai sincer, la păcănele nu câștigați. Stați chill, că nu aveți șanse. Bine, hai să vedem în continuare. După cum știți, sunt păcăniști la tot pasul. TikTok-ul este plin de păcăniști. Mi-ar plăcea foarte mult ca echipa TikTok România poate să mai facă ceva în legătură cu reclamele la păcănele pentru copii, care sunt la ordinea zilei pentru boomerii nefolositori de TikTok. Așa funcționează reclamele la păcănele pe TikTok. Se face un video despre o, ce îmi place paharul ăsta de apă, e foarte interesant. Și la secunda 15, by the way, am un cadou pentru voi în linkul din bio, vedeți acolo. Evident. Măi, sincer, am văzut la foarte mulți chestia asta. Ia că mi s-a dat, mă, o idee să-mi promovez și eu așa jocurile. Stau liniștită, ce-l vorbesc despre... A, păi am un cadou pentru voi, intrați pe jocul meu din bio de acolo, din descriere, mă, dar nimeni nu prea mai se joacă jocurile mele, trebuie să mai postez și eu ceva nou. Ilo. Strategii de-astea de marketing învățăm de aici. Ce om curios, ce cadou poate să aibă pentru mine linkul din bio? Și te duci și dai click pe linkul din bio și sunt nu știu câte rotiri gratuite la Superbet sau whatever. Aaa, practic rotiri gratuite pentru chestia asta, pentru păcăneri. Care vă dați seama că în cea mai mare parte sunt doar făcute așa la mișto, rotiri gratuite, dar dacă vrei să câștigi, bagă bani, chestii de-astea. Mă, eu n-am încercat niciodată să dau în așa ceva. Le găsești la orice căcala. Copii care se duc să facă review-uri de restaurante. Tot TikTok-ul care are tare de copii. Copii care fac asta? Mai cred că sunt ăștia de 16-17 ani pe acolo care încearcă pe conturile părinților, abar n-am. Măi, dar atâta timp cât ei fac bani din reclamele astea, n-ar trebui să deranjeze pe nimeni, adică asta ar fi părerea mea. Că am văzut că și Dorian Popa a fost hate-uit în modul acesta, că a făcut de nu știu câți ani și abia acum are impact, are hype. Ar fi interesant, mă, să fac eu vloguri din astea, să vă uitați acum 10, 20, 50, maxim 100 și peste un an, doi să văd acolo 10.000 de vizualizări, 100.000. Na, eu fac aici, ca așa mi s-a zis, mi-a zis un prieten din brigadă să fac reacția asta și îmi dau așa o părere. Dar atâta timp cât acești creatori de content chiar sunt plătiți ca să facă reclamele de genul, eu zic că e ok. Și nu puteți să ziceți acum că vai că sunt nemâncați și mor de foame, că toți murim de foame. Toți suntem nemâncați dacă nu muncim și nu facem ceva. Așa și la creatorii de content. Din YouTube nu cred că se fac mare bani, din TikTok nici atâta, poate din live-uri acolo, depinde de susținători. Dar în rest nu, credeți-mă că nu aveți așa noroc. Îi face chestia asta? Absolut incredibil. Unul dintre aceste exemple a fost semnalat de Madalina.vin, care a mai apărut aici pe stream. Un cadou pentru voi. Intrați pe linkul. Mi se pare că e apogeul internetului românesc, că fata asta cu o zi înainte să-și posteze reclama de păcânele făcea unboxing la o păpușă. Nu cred. E păpușă de aia de-am văzut la mall. O păpușă care, bineînțeles, este destinată copiilor, maxim adolescenților, că nu își cumpără prea mulți adulți păpuși. Îmi place și mai mult că inclusiv la clipul ăsta are întrebări. Când mai faci unboxing la jucării? Chiar spune că a postat. Dar imediat după reclama la jucării și a strâns-o spantofiori și a pus și a zis: uite câți pantofi am eu, dacă vrei să ai și tu, bag la păcănele. E așa de simplu. Vă dați seama că așa a fost promovată, dar de fapt mesajul lor ar fi: dacă vrei să ai și tu, fă-te content creator și
fă reclamă la păcănele, cam așa ceva. Măi, acum nu e vina influencerilor, că ei își câștigă sume foarte mari de bani pe chestia asta. N-am pus foarte mult timp bine, m-am încercat să mă ridic pe propriile mele picioare. Că pe mine nu mă caută firme, pe mine nu mă caută sponsorizări de-astea, dar uitați că am ajuns perioada asta să fac jocuri video pentru echipa de la TikTok România. De la Creator TikTok România, nu de la... Acum totul ține de noroc, adică pot fi persoane foarte norocoase să-i caute campanii. Pe de mine fug cam toți, nu știu de ce. Mi se pare așa un gest urât să dea lumea așa bullying că cineva face nu știu ce. Adică pe bune acum, pe platforma asta oricine poate face orice, atâta timp când nu rănește pe alții. Și lumea bagă la păcănele de mult timp, dinainte să facă ăștia reclame. Înainte să dădeau la televizor. Adică nu-i vina celor care fac reclamele respective, e vina celor care fac asta. Acum nu știu, îmi dau o părere, că v-am zis, n-am dat niciodată, nu susțin chestia asta. Fiecare poate face ce vrea. Unii poate bagă la păcănele ca să se distreze pentru distracție. Poate își permită o sumă mare de bani și zic, ia mă, hai că m-am plictisit, hai să mă distrez și eu să văd ce se întâmplă. La fel și cu criptomonedele, dacă știți. Când era chestia aia cu coinul cu SHIB, cu Bitcoinul, totul depinde de noroc. La fel e și în criptomonede, că eu am băgat și nu m-am ales cu nimica. Deci cu absolut nimica. Mai mult au scăzut în timp. Au hype-ul ăla când e o pandemie ceva, când stă lumea în casă, după aia încep să scadă. Că asta e viața. Ce să facem? Hai să vedem în continuare. Ce părere ai? Exact. Oh. Minual mi-a trimis 20 de mesaje vocale noaptea asta, dar da, așa sunt toți ăștia cu mesaje vocale, da, mor de ei. Și această fată, Andreea Bălădâș, și-a șters TikTok-ul respectiv, supărată că s-a luat lumea de ea că face reclamă la păcănele și că a făcut-o lumea fomistă, a început să facă live-uri de tipul: domne, ce problemă aveți, domne, voi, că fac eu reclamă la păcănele, că sunteți săraci, genul ăla. Și asta este... Oh, what? Mai sincer, pe TikTok e foarte mult bullying. Cred că din cauza asta l-a șters. Lumea, indiferent ce-i face, ți-ar da hate. Și pe mine au sărit mulți că făceam din alea cu NPC. E greu. Și după ce m-am oprit, s-au apucat mulți. Na, unii o duc bine, dar alții nu o duc chiar atât de bine. Asta e viața. Eu am făcut astea ca să fac giveaway-uri pentru voi. Hai să mai vedem ce se mai întâmplă. O parte dintr-un live de-al trânsei. Sau nu știți, n-ați înțeles nimic când ați fost la facultatea aia de fapt, ați făcut-o degeaba, n-aveți o educație din partea părinților financiară. Spre exemplu, eu sunt plătitor de TVA, da? Dacă eu mă duc și plătesc la ANAF din campania mea cu păcănelele, înseamnă că îți bag ție salarul în buzunar, mâncați-aș. Dau ajutoare, da, oamenilor, pensii. Acum întrebare, cine dracu ne mai plătește nouă pensia? Hai de capul. Mai nu știu, mi se pare tipul ăsta bully rău. Așa un viitor în față. Trebuie să mă ocup și eu de pilonul 2. Cine mai plătește pensia din TVA zilele astea? Ba, ați înțeles? Din TVA să plătesc pensiile. Dar tupeu, dar zice de cineva că este needucat, că e prost, că n-a fost la facultăți și că nu înțelege. Și ne zice că ea plătește TVA, că... Cred că tipul ăsta nu înțelege cum e faza pe TikTok, cât hate se ia acolo. Pe YouTube nu prea... Nu prea e atâta hate, dar pe TikTok e jale. Înțeleg și eu că fata asta e așa de frustrată. Încearcă să se apere cum știe. V-am zis, eu nu țin cu nimeni, doar îmi dau așa o părere. Nu trebuie să exagerăm atâta, să aruncăm cu atâta ură în oameni. Serios, putea să zică că nu e ok, că a greșit, dar nu să... Na... Dar oricum, pe internet asta prinde, mă, certurile prinde. Dacă îmi vede mie tipul ăsta clipul, cred că se ia și de mine. Oricum, cine se uită la clipul ăsta? Maxim 100-200 acolo. Practic ajută această societate să-și plătească pensiile. Ar lucra pe 20 de milioane? De unde ar mai avea lumea atâția bani? Dacă toată lumea ar lucra pe 20 de milioane, de unde ar mai avea lumea atâția bani? Atât timp cât sunt plătitor de TVA, nu înțeleg care e problema. Nu e ca și cum a făcut ceva la negru. Da, sunt... plătitoare de TVA în firmă deschisă pe numele meu. Care e problema? Ăștia de mănâncă căcat n-au nici măcar o firmă deschisă și nu sunt plătitori de TVA. Atât timp cât e legal, nu înțeleg care e problema. Duceți-vă și lătrați la ANAF. Duceți-vă să lătrați. De care e problema? Însă, din cauza acestor... Nu știu cum să le zic, acestei presiuni populare, pentru că și-a bătut toată lumea joc de ea, că cum să zici aceste căcaturi și vezi că sghiorțe-i mațele și vezi că faci reclame la păcănele la copii, s-a răzgândit. Ca orice personalitate puternică și care se respectă și care... Da, puternic pe principiile sale, nu-i așa? Cu o zi înainte era... Ce
plouă. Bă, vă plătesc salariile săracilor, că stați pe 2000 de lei, distrușilor săraci. Mie nu prea înțeleg dacă a zis asta. Nu cred că a zis chestia asta, fata, că nu părea așa, nu știu, dar... Ceea ce încerc să învăț din chestia asta este că fata aia s-a bucurat efectiv de bănuții primiți din promovarea respectivă de la Păcănele și aștept scripul din cauza hate-ului. Ceea ce nu trebuie, mă, să vă afecteze nimic, că nu mai ajungeți nicăieri de la hate. E, și în al treilea lucru e că îi sare într-una lumea în cap și nu mai are cum să se apere. Pe TikTok foarte mulți se formează în comunități din astea toxice. Pe YouTube e altfel. Aici, într-adevăr, ai puțină activitate, doar că se uită într-adevăr. Cei care te apreciază se uită acolo 5, 10, câți ori fi și îți lasă un comentariu. Na, și asta a fost, mă, părerea mea. Nu mai mă uit că deja nu mai știu ce zic. Deci fata asta, Andreea Bălădă, Chiar a reușit cumva încât să o caute o campanie ca să facă o reclamă, ceea ce e surprinzător față de mine, care efectiv de 4-5 ani, de când am eu mă TikTok-ul, din 2019, mă tot chinui să fiu așa observată cumva, nu știu, să fiu observată. În afară de piese cringe, nu, n-am eu norocul, lumea mă uită în general. Deci e chiar de apreciat. Și pentru Dorian Popa, măi, o duce bine omul, o duce bine, dar nu-i strică, poate nu-i strică mai mulți bani în buzunar. Gata, dacă a făcut cineva reclamă la păcănelele astea, gata, a schimbat viața la o persoană, se apucă, dă la ele, nu cred că e așa. Că să fim serioși, nu mai învață ce-i bine și ce-i rău, cred. Oricum, vreau să-mi lăsați și voi o părere aici în comentarii și la ce ați mai vrea să reacționez în general. Eu sunt Sandra Arlechina voastră și ne auzim data viitoare. Bis! Am spus piesă nouă, dar nu știu să o cânt. Mă joc printre versuri, să aibă sens, dar nu sunt. Rimele și strofele pe mine mă încurcă. Spune-mi la o piesă cum de alții se descurcă.